noi astăzi pe platoul de filmare. Entuziasm, nimic? E prea dimineață, nu? Sunt antrenat să fie foarte profesionist, deci au un entuziasm interior, nu o să-l joace altfel, deci acum vor trebui să se bucure în liniște. În timp ce pe platoul de filmare este totul pregătit, actorii își intră în rol și repetă pentru ultima oară scenariul. De obicei mă trezesc la 4 dimineața, stau și repet până la 6 și când vine mașina să mă ia. Apoi venim aici la filmare cu colegi, depinde ce fel de scene avem, ne schimbăm. Uitați, deja a trecut o jumătate de oră, am tras prima secvență și deja mă schimb și mai am încă vreo 4 schimbări. Cine? Cătuțu, eu sunt Pelicanul. Sunt pe stradă, fugit, am luat telefonul de la un băiat, i-am dat ceasul pe el. Și al meu mi l-a luat tătuțul. Ramona și Carmen sunt responsabile pentru că Carmen mi-a făcut culoare, chiar i-a schimbat culoarea. Și Ramona. Deci pe ea au înjurat-o mai mult de jumătate din banii tăi. Jumătate de țară, dacă m-ai făcut din plotă așa de foarte. Este deloc ultima, este Theo Rose. Ultima sunt? Nu, am zis că nu este ultima. Nu sunt, eu nu sunt ultima, oameni buni, eu vin. Abia 10. Da, și astăzi e decent, adică am avut timp să dorm, să mă lăfăi. Dar dacă vii la prima oră când sunt toți adunați aici, nu o să poată așa condiții. Deci, iată, vii, parchezi mașina, da? Cobori, toată lumea te întâmpină cu zâmbete. Și eu la fel cobor din mașină ca o floricică, da? Eu mai vin cu prosop în cap că trebuie să mă spăl părul des. Ca să putem să avem racord și nu pot să fiu odată spălată la cap și odată nespălată, că nu există racord, înțelegi? Ajungi, te așteaptă cu cafea, toată lumea. O bucurie extraordinară. Teo, bine că ai venit! Doamne, ce norocoși suntem să te avem printre noi. Să încep dimineața cu gândul ăsta e nemaipomenit, îți spun. Te mint de înghearță picioare. Asta am vrut să te întreb, mai minți mult? Da. Ce urmează? Unde mergem? La make-up? La make-up mergem, da. Te transform. Nu, hai să mergem să bem o cafea. Vrei să bem o cafea? Hai să bem o cafea. Am luat cafeaua după mine, da? Fiți atenți. Apuc să iau astea două guri, după care nu mai apuc să beau din ea. Încă... Când ne faltăm aici? 40-45 minute nu mai beau de. A, lejer, am vrut să spun că diseară la 7 ți-amintesc eu să mai bei două guri. Da, păi nu, că după aia s-aruncă pentru că eu cafea rece nu beau. Am și eu ofițele mele, vă rog frumos, atâta pretenție am. Ce zi, mă, cu aia? 6 secvențe. Cine? Sorinache, Viziru? Mhm. Wow, filmai și eu cu Viziru. Îmi place mult, Viziru. E tare. Personajul lui e... cum e? E dușman? E prieten? Personajul tău. Personajul lui nu e atât de important. Personajul lui, mă rog, eu n-am jucat ce joacă. Unul dintre oamenii noi ai lui Bebe Măcelaru. E tare, video. Lucian, da? Lucian? Eu am crezut că Augustin. Nu că place și Lucian. Eu știu pe Lucian de când era cu telenovele. No, me enseñaste cum está sentir. Mișto. Da, deci o să-mi surprindeți emoții de când o să-l cunosc. Că eu știu de când era, mai știți când a venit actrița? Zic cum o chema pe actrița. Gabriela Spanic. Și s-au sărutat, au fost în scenă. Da, mamă, fiartă a fost atunci. Spune-mi dacă ai ceva în comun cu personajul tău din clanul. Am multe chestii în comun. Uite și felul în care ea se raportează la tatăl ei. Ea a fost luată de pe stradă, da? Deci are cumva toate învățăturile străzii. Când ne zice Theo Rose acum vreo bombă. Nu, are cumva toate. Nu, că n-am crescut pe stradă. Nu sunt înfiată, oameni buni. Sunt copilul părinților mei, ca să știți. Deși frații mei și-au încercat-o cu mine mult timp. Au vrut să îmi zică că, vezi, Doamne, ești fiată. Aveau glume de-astea, ziceau, ești înfiată, ești înfiată? Dar n-aveau cu cine, că le-am spus, bă, uitați-vă un pic la mine și uitați-vă la voi. Deci. Eu sunt singura dintre voi care pare a fi din filmul ăsta. Deci n-ai cum. Eu semăn și cu mama și cu tata. Voi cu cine semănați? Nu sunteți nici ca, nici măgar. Nici eu. Și serios, eu chiar am ceva de la ambii părinți. I-au luat bani de la unul, bani de la altul. Deci la ei nu știm sigur. Ori doar de mamă, ori doar de tată. N-avem de unde să știm. Nu ne băgăm. Să
sunt cu televiziunile. Să fiți decenți. M-ați așteptat? Ziceți că da. Da. Da, să mai întreb. Stai aici și acum mă întreb. Mă așteptați, nu-i așa? Da! Yeah! Uite ce mă așteaptă, mă, colegii mei! Stai cu! Hai să vedem. Hai, veniți puțin așa. Puteți să stați și că mă dezbracă, nu mai un secret. Între timp, la filmări și-a făcut apariția și Lucian Viziru. Eu aștept să te întâlnești cu Theo Rose, pentru că puțin mai devreme era foarte entuziasmată. Îmi reaminti noi de scena aia cu sărutul cu Gabriela Spanic, deci... Ea ce era născută pe vremea? A zis că știe scena și că... A, că e pe net, da. A rămas o secvență clasică, da. De acord cu tine la capitolul ăsta, dar nu cred că era născută pe vremea. Pentru George Mihăiță, ziua de filmare s-a încheiat cu brio după 10 ore. Actorul iese din hainele personajului și se pregătește pentru o nouă zi de muncă. Uitați, acum mă duc să depun ghiulul și aurul. A, deci recuzita, da? Da. Și acțiune!